Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Cu o zi înainte de momentul important de mâine, de ziua de Sfântă Mărie, poate are legătură, poate n-are. Teoretic n-are. Vedem, vedem pe parcurs sau ne antepronunțăm, domnul. Ne-a fost returnat produsul, ne-a fost returnat un produs de către italieni, ne-au returnat Darius Vâlcovu. S-a venit în urmă cu o oră aici pe aeroport și s-a plecat în mod festiv către penitenciar. Pentru cei care înțeleg ceva din această expresie, Darius Vâlcovu a fost refuzat la export. La export? Era un produs pentru publicul în străinătate, am încercat, l-am coafat, l-am așa, l-am trimis și ne-au zis luați-vă că am găsit urme de pușcărie în el și nu consumăm așa ceva. Dar sunt ipocrișii ei! Cât de pușcărie românească au consumat acolo, au băgat în dânsii în Italia și Grecia și în Republica Moldova și n-au vrut să ni dea. Nu știu ce s-a întâmplat cu Darius Vâlcovu, chiar cred că ar trebui să intrăm într-o logică a speculațiilor, domnul Buzeanu, că nu merge să ne păcălim unii pe alții și toți împreună, că funcționează sistemul de extrădări în ceea ce privește relația România-Italia, când noi avem acolo, da, fugari tradițional stabiliți în Italia, stabilizați, da, siguranțați în Italia, da. Și ne-au trimis așa ca și cum ar fi vreun rebut în locul domnului Darius Vâlcovu, chiar aș avea o problemă pe zona de discriminare. De ce Darius Vâlcovu a fost aruncat peste granițe, că n-avem graniță comună, în timp ce ai o serie întreagă de fugiți celebri care stau bine mersi în Italia? N-a plătit Darius Vâlcovu cât trebuie? Ce? N-a cumpărat Darius Vâlcovu suficienți magistrați din sistemul juridic italian? N-a dat Darius Vâlcovu destule șpăci sau îndeajuns de consistente? Ce are Darius Vâlcovu în plus sau în minus față de toți ceilalți, da, domnul Buzăianu, care beneficiază de protecție din partea statului italian și sistemului juridic italian? În ciuda unor condamnări definitive în România. Haide, el a intrat pe traseu, mecanismul era clar. Avea mecanismul făcut, gata, stabilizat și nu știu de unde a apărut o sincopă. Colonelul SRI Dragomir, domnul Buzăianu. Da. Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț Arsene, domnul Buzăianu. Da? Bica, fosta șefa antimafie, domnul Buzăianu. Bica, băiatul șefului LPF, iară, de Mario Iorgulescu, domnul Buzăianu. Ălălaltu de fugise, era acționar pe la Dinamo și nu mai știu ce, fotomodel. Dragoș Săvulescu, de asemenea. Și îți mai dau oameni foarte multe exemple. Unii dintre ei, atenție, și-au rezolvat problema condamnării acolo. Deci, practic, ei odată, uite, dacă îl întrebi acum pe ăsta, pe Dragoș Săvulescu, de vorbă în legătură cu condamnarea sa, el va veni apretat, curat, spălat acolo în Italia. Dom'le, n-am nicio condamnare. Te va amenința că te dă în judecată dacă vorbești așa despre el ca despre un fugar. În schimb, Darius Vâlcovu a intrat pe procedură. Știți că asta era procedura. S-a dus, s-a predat acolo la Napoli. Deci toate lucrurile erau în același sens întâmplate. Te duci, te predai și după ce te predai, sigur, statul italian îți găsește așa un frumos loc sub soare acolo în Italia, departe de condamnarea din România, sub tot felul de auspicii, de exemplu, sub auspiciu penitenciarul de la noi, care nu sunt ceva de locuit, adică nu sunt ceva de dorit pentru nimeni. Și atunci, sub diferite circunstanțe, oamenii sunt reținuți acolo. Iată-l pe Darius Vâlcovu, a zvâlit încoace, venit și sub această șepcuță. Întrebarea era: soare în avion, ce, Doamne, iartă, mă face această șepcuță? Să nu facă insolație, domnul Buzeanu. Senzația e cumva că a încercat să se mascheze, să nu mai fie recunoscut. Da, domnul Buzeanu, că era acum, domnul Vâlcovu se credea la o cafenea și încerca să evite paparații. Aici era o informație confirmată de statul român, o informație oficială sau ce s-a gândit? Uite cum picul de șepcuță crește, nu va fi identificat. Nu. O să-și dea seama că sunt eu. Nimeni nu te recunoaște. Pun șapca asta, gata, s-a rezolvat. Hai să fim serioși. Dar... Și iar interesant cum și-a mascat acolo cătușele, pacul, o geoană. Da, eu sunt doar un tip elegant care vine cu un sacou pe mână. Sacou pe mâini. Da. Bun. Că s-a întors Darius Vâlcovu, e o realitate deja. Întrebarea e în felul următor. De ce? De ce Darius Vâlcovu? Care a fost diferența în cazul Darius Vâlcovu? Darius Vâlcovu s-a zgârcit la șpăgi. Ce a făcut Darius Vâlcovu? Darius Vâlcovu era renumit pentru pe zona asta economică, era creierul practic economic vorbind al lui Liviu Dragnea. Mare pasionat de tablouri. Ce-o fi? În loc să le dea oamenilor cash cum își doreau, a venit cu acuarelă. Ce a făcut domnul Buzeanu? Unde s-a scurcircuitat sistemul la Darius Vâlcovu și mai ales de ce? Reamintesc Rizea din pușcărie acum. Domnule, Rizea a ajuns în pușcărie acum pentru că l-au expulzat
Basarabeni. Deci nu au răspuns cererii de extradare formulată de statul român. Nu. La un moment dat au avut o problemă cu el și l-au aruncat peste graniță. Luați-vă românul înapoi. Luați-vă cetățeanul român înapoi. Vedeți că aveam și o cerere de... Nu știu că nu vă răspundem noi la cereri de extradare. Deci nici Republica Moldova nu ne răspunde la cereri de extradare, cu atât mai puțin țări precum Grecia sau Italia. Da? Și cu toate acestea, mecanismul extrădării a funcționat în cazul Darius Vâlcov. La fel cum extrem de straniu a funcționat și în cazul lui Radu Mazăre din Madagascar. Am înțeles, autoritățile din Madagascar n-au avut încordarea necesară de a spune nu statului român. Măcar în fața statului Madagascar să zicem că ar avea ceva autoritate România. Deși nu cred că e despre asta vorba, eu chiar cred că sunt anumiți indivizi care nu beneficiază de protecție pentru că e nevoie de ei în țară. Deci Darius Vâlcov a urmat aceeași rețetă consacrată a fugarilor în Italia, doar că la el s-a tăiat maioneza, cum s-ar spune, domnul Buzean. În zona Bari funcționează, zic cei de la, amintesc cei de la G4 Media, că în zona Bari funcționează o rețea de avocați care au reușit să obțină sute de decizii de refuzare a extrădării unor condamnați definitiv care au fugit din țări precum Austria, Germania și România. Deci acolo este un lăcaș, ca să zicem așa, pentru fugari nu doar din România, ci din mai multe țări de tipul României, dar România cu precădere este un principal furnizor de condamnați care își găsesc acolo contra diferite servicii financiare probabil pe care le fac oamenii aceștia un loc adăpostit. Acum întrebarea este, domnul Zamfir, în legătură cu această situație care se numește Darius Vâlcov, ce n-a funcționat? Că îmi place ideea asta cu avocații aceștia care au reușit să obțină sute de decizii de repare specializați, cum ai pe penal, pe administrativ, ai avocați specializați pe România. Deci acolo când te duci, ai niște intri pe un traseu, avocați care știu să te scape de condamnările deci din România. Au o industrie juridică. Au o industrie juridică dezvoltată fix pe această zonă de expertiză. Salvarea infractorilor condamnaților români prin chichițe judecătorești italienești, domnul Buzean. Acum, da, și la Darius Vâlcov nu a funcționat. De ce era nevoie de el aici? Le era frică să nu vorbească despre anumite nume grele. Avea Darius Vâlcov încă anumite chestiuni de natură să compromită jumătate din clasa politică? Nu știu. N-a dat Darius Vâlcov șpaga necesară? Nu ni s-a explicat de către ceilalți care au beneficiat de sistemul italienesc că nu e vorba despre niciun fel de șpagă, că pur și simplu așa funcționează lucrurile. Explică în ce condiții se face pușcărie în România. Oamenii iau act de realitățile crunte din temnițele românești și se oferă să pună la dispoziție un cadru în care omul să-și exercite, să-și efectueze pedeapsa într-o manieră suportabilă. Mă, da, pentru Darius Vâlcov, nu mai sunt, mă, pușcăriile românești lagăre de exterminare, cum se zmiorcă e toți pușcăriașii din zona politică? Nu mai e domnul Buzean. Nu e, se pare că nu mai e la el. N-au mai avut italienii milă și de sufletelul și corpușorul Darius Vâlcov? L-au trimis aici, în condițiile mizerabile? Tot 6 ani de închisoare are și domnul Arsene, care este în aceeași zonă, acum a plecat. Care e diferența între cele două cazuri? Asta e întrebare. Tot vă 6 ani amândoi, până la urmă, care este, ce face ca unul să fie acolo și celălalt aici? E această întrebare care nu planează asupra noastră, a planează asupra acestui stat, Italia, care e un stat din Uniunea Europeană. Sau asupra acestui stat România, domnul Buzeanu, că eu nu am certitudinea că statul român își face întotdeauna treaba în ceea ce privește aducerea în țară a fugarilor. Da? Statul român poate se mai și împiedică pe drum. Deci fie statul român nu are suficientă forță în relația diplomatică, da, cu statul italian, fie statul italian nu ne respectă absolut deloc, fie pur și simplu sunt momente în care se cade de acord ca persoana să rămână acolo. Noi ne prefacem că îl cerem, voi vă prefaceți că îl dați și nu se e nimeni deranjat. În cazul Darius Vâlcov n-a funcționat. Atenție, nu plânge nimeni de mila domnului Darius Vâlcov. Darius Vâlcov să facă pușcărie ca Mandela, dacă atât. Să-și facă pușcăria. Să fie cu pușcăria la zi. Am văzut cu lingouri, cu nebunii, cu tablouri de patrimoniu ascunse până cimitire. Nu e vreun personaj frecventabil, domnul Darius Vâlcov. Dar întrebare e, Arsenie e frecventabil? Așa? Ăla, fostul sereist Dragomir, e un personaj frecventabil. Care e diferența? Nu trebuie să ni se explice care e diferența între de ce aici da și acolo nu. Și ceilalți. Bun, sub aceste întrebări rămânem și așteptăm în zilele următoare tot felul de clarificări care sunt de la cine, Radu? Domnul Zafi, uite, de exemplu, de la doamna de la Anton, doamna ministru al Justiției, care poate ar avea niște explicații de dat în afara faptului festiv de a ne explica că faptul că, uite, cum au reușit să-l aducem aici, pare așa o reușită personală,
să ne spună de ce în cazul celorlalți nu se întâmplă același lucru, care e diferent între cele două situații, sau 3, 4, 5, 6 situații. De ce unul vine încoace și alții rămân acolo? Care, ce face ca unul să vină aici și el să rămână acolo? Sunt niște explicații pe care trebuie să le primim, mai ales de la autoritățile din România, că pe ăia din Italia e mai greu să îi întrebi, cu ei intrăm în dialog mai greu. Și ăștia, cu ăștia din România, atenție, se dialoguează la fel de greu, că odată ajungi la putere, devine așa într-un stadiu avansat de importanță și atunci se rupe orice legătură. Pe de altă parte, domnul Zafir, eram în această situație anul trecut, discutam despre nenorocirea petrecută acolo în Ucraina și despre această situație care planează asupra noastră cu minele, minele marine. Pentru că nu e o situație nou întâmplată. Sigur, acum ea s-a accentuat oarecum și o să explicăm poate de ce. Dar în rest era o discuție petrecută și anul trecut. Există Marea Neagră care ne desparte cumva de situația sau pe care o împărțim cu situația războiului și în timp ce noi stăm liniștiți la plajă, în larg acolo sunt amplasate tot felul de mine marine și le amplasează unii împotriva altora și o să vedem ce și cum. Și aceste mine, sigur că ele, n-ai cum să le stabilizezi. La o furtună, ele vor pluti într-o derivă până când vor izbi un dig. Domnul Buzeanu, este de notorietate că ancorarea minelor marine nu e permanentă sau definitivă. Da, nu e o situație. Există condiții meteo care pot deplasa aceste mine. Deci noi am luat în calcul această ipoteză și am discutat despre ea în consecință anul trecut. Anul trecut am discutat despre riscurile pe care noi le avem pe litoralul românesc. Am început să vorbim cu specialiști. Am sunat specialiști. Nu, unul, nu, doi, mai mulți. I-am întrebat. Există în momentul de față riscuri? Sub nicio formă, niciun fel de risc și s-a cădat și iritat și oarecum deranjat că venim cu prostiile astea, că dacă era cazul de risc, ne-ar fi anunțat ei. Că domne, puitorul de mine va face, va drege ziua marinei mâine. Doamne, doamne, haideți să discutăm puțin despre marina română și despre puitoarele de mine ale forțelor navale. Deci noi am avut o mină pe litoralul românesc, da? Și mai încă una se uita și alea cum plutește pe acolo. Și mai sunt încă 10 care ar putea intra, da, în apele noastre teritoriale înspre zona de țărm. Păi domnul Buzeanu, te întreb și eu așa. Da. Domne, ce fel de credibilitate mai au toți specialiștii ăștia care nu doar că negau posibilitatea unei mine pe țărm și riscurile asociate, nu, dar erau și deranjați de întrebare în sine. Erau cumva, sigur, erau oarecum scârbiți de modul în care noi agităm populația fără niciun fel de temei. Sunt tot aia care, în momentul când erau întrebați în legătură cu o posibilă invazie a Rusiei, domnule, și-au masat acolo 10.000 de soldați la granița cu... Nu se pune problema, domnule, de așa. Haideți, domnule, terminați. Deci doar prostii au vehiculat cei mai mulți dintre analiștii ăștia și specialiștii ăștia care au apărut la televizor, mulți dintre ei, nu știu, cum și-au, probabil la d-astea, la... Păcănele și-au câștigat, de fapt, nu, gestul e ăla vechi, păcăneaua nouă electrică, e doar apeși așa. Știți ori, vă, deci, că... Nu sunt special, am și eu o limită în expertiza pe domeniu. Domnul Buzeanu, dar steluțele alea puteau să fie cireșe. Deci în loc de steluță, puteau să-și pună pe umeri cireșică. Sau margarete, ca să zicem că poate ar fi la munte. Bă, atunci ar fi trebuit să ofere niște condiții de cazare decente. Am înțeles. Deci să intri tu mie enervat așa, că domne, nu, ăsta nu e un subiect de discuție. Și după aia să fie ăsta subiect de discuție. Dar toți escrocii ăștia care vă comentau dumneavoastră războiul și vă explicau ei, unii cu jocuri pe televizor, unii pe calculator, ce scuze că pe televizor nu se mai joacă nimeni. La televizor e de cele mai multe ori o mare joacă în emisiunile astea serioase. Toți specialiștii care dădeau asigurări că nu există niciun fel de risc asociat petrecerii timpului liber de calitate pe litoralul Mării Negre, că nici când o mină nu va veni pe țărmul românesc, ne făceau ei scheme, curenții circulă așa, să fim serioși înainte de a ajunge pe litoralul român, vezi că au ajuns pe plajă Mamaia, vezi că și-a luat mina marină și e zlong. La mai aveți mătupeu să intrați aici să povestiți voi ca niște specialiști, da? Cum e, da? Cu războiul. A, e o întrebare sau e retoric sau puteți să răspundeți? Încercam să-i jignesc așa, să enervez de acasă. Nu, și domnule, pentru că deja am văzut reacția ale oamenilor de genul acesta, ale comentatorilor, da, de întâmplări militare, care au venit și au spus, nu mai panicați populația cu tâmpenii. Nu mai panică. Ce a fost, mă, petarda cu s-au sărbătorit anul nou mai devreme? Ce a pognit pe litoral? Continuă. Nu, a pognit o mină, e clar. A pognit o mină, păi nu exista riscul. Dar un mod excepțional. A, excepțional, am înțeles. Deci dumneavoastră când vorbeați, nu vorbeați pentru toți telespectatorii. Vorbeați pentru 90% dintre ei, ceilalți într-o marjă de eroare. Deci nu veți păți absolut nimic, mai puțin în situația în care veți păți ceva.
Cam astea sunt garanțiile pe care le-au oferit. Am început să mă scârbesc de oamenii care au certitudini. Nu-mi plac oamenii cu certitudini, mai ales în domenii atât de fluide și nu doar pentru că ne referim la Marea Neagră, ci pentru că există o dinamică. M-am săturat și de ăia care ne spuneau în urmă cu 2 ani, domnul Buzea, cu un an, îmi cer scuze, care ne spuneau în urmă cu un an că războiul ăsta va dura câteva ore, că Putin nu are capacitatea de a duce un război de uzură pe termen lung. Da? Deci, și invers. Și invers. Ucrainenii nu, pe de altă parte mai au și variantă. Dom'le, nu va rezista mai mult de... Nu va rezista, deci toți specialiștii ăștia, da, care aveau certitudini, care nu s-au confirmat. Noi am avut aici la Bună România o curiozitate fermă și repetată. Aceea de a înțelege în ce măsură mai este traficul maritim de la portul Constanța, că ăsta ne interesează pe noi, fezabil, în condițiile în care există o creștere exponențială a asigurărilor. Pentru că sunt niște riscuri asociate transportului maritim în momentul de față. Și e important tu când te duci pe litoralul românesc să te duci în cunoștință de cauză ce se poate întâmpla. Ei să vină să spună, domnule, noi am atras atenția. Pentru că în momentul de față, în mod excepțional, deci nu mina asta a fost excepția, ci faptul că în mod excepțional pe digul acela nu-i dăduse până cap unea să se plimbe pe acolo. Că dacă i-ar fi dat până cap și i-ar fi explodat pietrele alea în față, vreau să-i văd pe oamenii ăștia care acum sunt la fel de liniștitori cum erau înainte să se petreacă acest eveniment, cum vin și mușamalizează incidentul. Da, domnule, până la urmă a fost un om, asta e, a explodat capul, asta e situația. Mai mult decât atât, domnul Buzean, deci vorbeam despre transportul maritim și despre creșterea asigurărilor pentru astfel de transport. Nu, domnule, nu e niciun fel de risc. Este un fake news. Nu au crescut asigurări. De ce? Pentru că nu există niciun fel de risc. Să fim serioși, sunt anumite coridoare, nu se pune problema, dar și cu o aroganță de asta, o autosuficiență demnă de o cauză mai bună. Am în față un articol. 9 septembrie 2022, da. Îmi cer scuze, nu știu de ce mă tot decalez eu cu un an. Trece timpul repede când te distrezi. Radu, pe 9 septembrie 2022, un articol din Europa Liberă avea următorul titlu. Probleme pentru armata română pe vreme rea. Cum se poate lovi o navă militară de o mină în Marea Neagră? Nava Dragor, locotenent Dimitrie Nicolescu, a fost implicată într-un incident în Marea Neagră după ce a fost avariată de o mină de război. Dereglarea pe o vreme nefavorabilă a echipamentelor de la bordul vasului forțelor navale a fost cauza care a dus la ciocnirea navei cu mina pe care tocmai avea misiunea să o neutralizeze. Deci nu e o situație excepțională. Doar că e o mică minciună. Nu a fost vremea rea atunci. Atunci n-a pur și simplu, atunci au fost obligați să mușamalizeze un incident care implica o mină marină. Culmea, o navă, un puitor de mină, o navă care a mers să neutralizeze mina, a fost lovită. Și întrebarea e, dacă o navă specializată în neutralizarea minelor este afectată de o mină, ce fel de garanție există pentru restul lumii? Și oamenii au inventat atunci povestea unei, unor condiții meteo nepotrivite. Deci vedeți că pe risc de ploaie, forțele navale sunt expuse unui pericol major. Doar că ce să vezi, n-a fost vremerea la acel moment, în septembrie 2022. Cum explicai tu că fără condiții meteo ieșite din comun, nava trimisă să neutralizeze o mină, s-a ciocnit de o mină. S-a ciocnit de o mină este o chestie... Deci sunt mine în Marea Neagră, sunt mine în momentul de față foarte aproape de noi și toți impostorii ăștia, inventați de politicieni, toți impostorii în uniformă inventați de politicieni, da? De-aia făcuți de până pix prezidențial și la presiunile Ministerului de Interne făcuți generali și cine știe ce, da? Toți ăștia, toți doctori ăștia... Toți doctorașii ăștia în diferite științe ar trebui, militare, ar trebui să ofere explicații. Ce caută bă mina pe litoralul românesc? Că ne-ai spus să mergem la mare, să ne îmbăiem, să ne simțim bine. Să intrăm, să notăm între cocenii de porumb. N-ar trebui să existe niște plase care să blocheze așa ceva. Uite, de exemplu, bulgarii au astfel de plase. Sigur, nu știu dacă pentru mine, ci poate pentru... Au o formă de respect față de turiști. Oprind acolo, nu mine, nu s-au gândit, doamne, să oprind niște mine, mă. Radu, singura plasă de la noi e aia pe care am luat-o cu incompetenții ăștia. Prim-ministru general de 4 stele, fost șef al armatei. În mandatul lui se puneau toate aceste întrebări.
Nu exista, domne, nimic, nu e niciun fel de problemă. Domnule, era într-o stare de nevinovăție. Asta înseamnă deci, să inventezi acum? Generali pe toți doar pentru că au prieteni acolo unde trebuie. Ucrainenii și-au minat litoralul tocmai pentru a putea bloca o posibilă invazie a rușilor. Și acum, mai nou, și rușii au minat zona respectivă pentru a bloca, vasele plecate din Ucraina pe zona aceasta de agricultură, pentru a bloca această furnizare a agriculturii ucrainene. Și acum s-a petrecut de data aceasta, într-adevăr, deși imaginea pe care o urmărim acum e una mai degrabă senină, s-a petrecut o furtună. Am văzut că au existat oameni necați în Marea Neagră și ăsta e un subiect de discuție. Și ăsta e un subiect important. Oamenii necați pe litoralul Mării Negre din cauza valurilor și din cauza furtunii. Care au ignorat atenție. Au ignorat atenție. Steagul roșu, da. Ridicat în salvamare. Atenție, dar acum ar fi fost să vină cineva să spună salvamarului, domnule, nu mai panicați oamenii, domnule. De ce îi panicați, domnule, pe oameni, spunându-le că e pericol de roșu. Puneți steagul roșu și așa mai departe. Deci asta ne-au făcut și în perioada COVID-19. Panicați populația. Păi de ce? Că vă spunem care e realitatea? Am înțeles. Semaforul vă panichează când vedeți culoarea roșie la semafor? Ce zice, domnule, vrei să mă panichezi? Uite, o să trec pe roșu să vedem ce se întâmplă. Când am întrebat despre minele de Marea Neagră, nu a panicat populația. Dar cum credeți dumneavoastră că e populația astăzi, după informația asta, cu mine la litoralul Mării Negre? Și unde sunt? Ei văzut? Au scos, au explicat, au venit. Explicat, au zis, și ce au zis? Așa, domne, eu nu mai pot să-i urmăresc, că m-am săturat de ei. M-am săturat de ei, nu vreau să-i mai văd. Într-o dinamică. Ce am reținut este faptul că sunt deranjați de televiziuni care panichează populația cu mine. Am înțeles. Deci, practic, în urma unui incident de tipul acesta, tot televiziunile sunt de vină că panichează populația. Nu, populația trebuie să știe că există această problemă și când stăm noi frumos relaxați la soare, sigur că suntem relaxați că rușii nu ne vor invada, că suntem o țară NATO, dar pe de altă parte, ar trebui să stăm relaxați pentru că armata română se ocupă ca minele din largul Mării Negre n-au cum să ajungă. Să rămână în larg. Să rămână acolo. Ar trebui și asta să fie un motiv de reacție. Doamne, ne ocupăm. Sau dacă există riscul ăsta, să ne spună, doamne, iartă-mă, să recunoască. Da, doamne, există acest risc, să fim serioși. Dar unii dintre ei ofereau garanții ferme că nu se întâmplă. Doamne, dacă o să găsiți vreo mine, haideți, vorbim atunci. Da, poftim. Acum ce mai aveți de zis? Forțele navale, cel diseară mai probabil. O să-i vezi din nou în direct, explicând acolo, comentând, intră și un pic pe politic, am văzut că se pricep la de toate acum. Dar de ce să nu spunem faptul că a existat și un fel, o încercare, nu? O inițiativă de genul acesta, de a mușamaliza întâmplarea și de a o transforma în altceva, de a se comunica faptul că nu era vorba de unui domine, asta e o prostie. Păi nu au fost niște televiziuni care veniseră cu informații, nu se confirmă, nu e nicio mină. E și nu prea. E neapărat o mină, e mult spus. E ce o mină, faceți? Așa. A fost o mină, așa. S-au lămurit colegii de la televiziunile de știri dacă a fost sau nu a fost o mină. Deja s-a tranșat. Păi, dar schimbaseră subiectul. Nu, mici, nu era mină, era o mină de creion mecanic, nu era o mină mai... Măi, deci chiar în halul ăsta. Deci noi acum trebuie să-i mințim pe oameni ca să nu simtă cineva că îi agităm. Păi, dar poate sunt motive să fie agitați, mă. Uite. Nu mai m-am săturat eu de apelul lui Iliescu din anii 90, avem nevoie de liniște. Nu mai avem nevoie de liniște. Din când în când e bună și câte o înjurătură către decidenții politici. Uite, Nicu Ciucă. A venit Nicu Ciucă să spună ceva? Economie nu știe, bă, nu politică poate, nu știe, fix pe să vorbească lui. Nu știe, mă, nu știe nici cu războiul. Eu m-aș fi așteptat ca el să fie, că așa a fost el argumentat. Patru în funcția, stele de general Radu. De premier, patru stele. El așa a fost elucidat. Domne, eu un război la graniță, avem nevoie de un... Bun, nu l-am auzit odată sau poate o singură dată 10 secunde într-o fugă. Nu l-am auzit vorbind despre acest război. Azi a vorbit despre mine. Deci astăzi trebuia să vină, că așa a făcut constelații deci pe omoplați. Era momentul, era momentul lui de glorie. Nu? Era Câțul, când era vorba de economie, nu mai trecea gura. Nu deci scăpai de el, era se băga lui de experiență. Acolo știa el cum să așează lucrurile. Da? Ăsta la altul n-ar trebui, mă, să vină Ciucă pentru momentul lui de autorizare. Nu putea să-i conteste nimeni discursul, nu? În momentul în care venea el și explica ce se întâmplă. Fostul șef al armatei, da. General de 4 stele. Cum ți-ai luat, mă, tu stelele alea? Cum ți-ai luat tu stelele alea? Hai să explicăm și noi. Nu, vorbești doar despre economie. Dacă îl întreb de economie, are niște puncte de vedere. Hai să vedem și noi ce matale, ce război știi. Ce știi? 4 stele. Stele luate pe câmpul de luptă. Ce mită îi construiseră cu podul din Asiria, cu nu știu. Aia, mă, las că s-a desumflat și... Vino, mă, și zine de minele astea, că ești al doilea om în stat. Vorbește-ne în calitate de fost șef al armatei. Vorbește-ne în calitate de general cu 4 stele. Hai să înțelegem și noi de ce ai tu 4 stele. De unde ai tu 4 stele, mă, e Milky Way, așa pe umerii tăi acolo. De unde ai tu atâtea stele? Ori fi stelele alea despre care vorbea Mihai Eminescu,
Că noi le vedem, dar ele nu mai sunt. E doar amintirea unor grade. Ce ai acolo dacă nu vorbești acum pe subiectul ăsta de importanță capitală, fix pe domeniul tău de cică specialitate, domn doctor? Eu nu sunt un familiarizat al Costineștiului, dar ce văd acolo, digul acesta și această zonă, mi-e pare o zonă unde te-ai putea gândi că s-ar putea plimba niște oameni. Adică nu e ca și cum, domne, ce să cauți oameni acolo, domne, i-a fost tot. Deci pare așa o chestiune destul de, norocoasă. Legată de faptul că n-am avut și o victimă urmare a acestui incident. N-am avut și o victimă urmare a acestui... Pare un loc unde s-ar putea, te-ai putea gândi că se plimbă... Da, e plauzibil. Pe malul Mării Negre. Bun. Acestea fiind spuse, în egală măsură trebuie să remarcăm faptul că ni se mai întâmplă ceva, ni se întâmplă acest preț la combustibil, pentru că e o perioadă în care se cam pleacă încolo și încoace. Românii sunt într-o vânzoleală generată de această vacanță de Sfântă Mărie și oamenii, unii sunt la munte, cert este că te mai duci la benzinării, mai ales cu ocazia perioadei acesteia și acolo surpriză extraordinară. Au autoritățile de România, au, nu știu, eu acum aici trăiesc, aici văd prețul, au așezat lucrurile așa încât să vă simțiți bine la benzinărie, că suntem prea săraci să ne permitem benzină ieftină sau combustibil ieftin, hai să urmărim. Arabia Saudită și-a redus producția cu 1,2 milioane de barili, iar Rusia de asemenea a luat și ea măsuri de a reduce producția. În condițiile în care producția este mai mică, prețurile bineînțeles că cresc și am ajuns la 85, chiar 86 de dolari pe baril erau ieri, în condițiile în care acum două luni de zile era 60 de dolari pe baril prețul petrolului. Economiștii susțin că prețul ridicat al carburanților va duce și la alte scumpiri, întrucât producția de alimente, dar și alte servicii implică folosirea și transportul cu anumite autovehicule. Pe fondul scăderii producției și creșterii prețurilor, bineînțeles că și la noi, la pompă, vedem scumpiri și aceste scumpiri nu sunt ultimele. Dimpotrivă, s-ar putea ca în perioada următoare să vedem și alte creșteri de prețuri. Pe fondul războiului pornit de Rusia în Ucraina, anul trecut un litru de carburant ajunsese în țara noastră chiar și 9 lei. Astfel, guvernul s-a văzut nevoit să impună o compensare a litrului cu 50 de bani. Sigur că e o situație generală, nu? Cu scăderea producției, o treabă generală întâmplată cu acest cartel OPEC care colaborează cu Rusia. Nu vedem că zona asta de autocrații cu asta se ocupă, cu crearea de probleme pentru partea cealaltă a lumii. Dar pe de altă parte e un prilej să-ți vină domnul Cioracu să spună, domnule, ne-am scăzut prețurile, deci erau mamă și plimba pe acolo, era nebunie, ce joase erau prețurile. Dar au crescut nebunii ăștia prețul la combustibil și acum uite-te și tu în ce situație ne aflăm, că prețurile nu că sunt mai, s-au ridicat și mai mult decât erau. Adică nu că n-au scăzut, dar sunt mai ridicate. Dar ce s-a întâmplat, domnul Buzea? A mai zgutuit ceva piața petrolului din lume? Scadă și uite așa, scadă producția, uite așa se joacă, se distrează cu noi, uite așa își bagi. Am înțeles, a scăzut 10 bani la kilogramul de zahăr și s-a scumpit carburantul într-o manieră de-a dreptul jenantă. Ți-e și rușine să te mai uiți la prețurile alea. Ce rușine de sărăcia ta, pentru că îți trăi acum un nivel de trai extrem de ridicat ca să-ți permiți să mai faci plinul. Dar în rest ei se ocupă de bunăstarea noastră. Păi, pe de altă parte, poate măsură de a ne ține în viață. Că românul are în perioada asta anului obiceiul de a merge pe litoralul Mării Negre, care am văzut cu toții nu e sigur. Și așa îți pun această barieră financiară la pompă. De exemplu, te gândești cât m-ar costa să ajung pe litoralul Mării Negre? Păi de unde ai plecat foarte mult. Dacă nu ești deja acolo, dar foarte mult. Dar încercat, domnule, să-ți creeze acolo cu podul ăla care se lucrea. Deci au blocat traficul și au dat seama că oamenii stau oricât în trafic. Și acum singura soluție, după ce au crescut prețurile pe litoralul românesc, îți dai senzația că te-ai dus într-o destinație exotică. Plutește cu oceanul de porumb lângă tine. A fost, domnule, creștem prețurile pe litoral. Dar fițele hotelierilor sunt de o cauză mult mai bună. Dăm de un resort de lux. Și de unde? E o sărăcie litoralul Mării Negre, dar e o sărăcie doar metaforic, căci la propriu e o bogăție. Financiar e ceva greu de atins. E, vine românul și plătește oricât e nevoie ca să fie la Marea Neagră, stă în trafic oricât e nevoie pe Autostrada Soarelui ca să fie la Marea Neagră, la Marea Neagră văd că mai nou îl așteaptă niște mine de război, așa că singura, ultima noastră linie de apărare este creșterea prețului combustibilului, astfel încât să nu-ți mai permiți să intri pe autostradă și să-ți petreci acolo jumătate din concediu bară la bară. Laurențiu Mușoiu, jurnalist, e cu noi în direct. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Mușoiu! Din partea politicului, domnul Adrian Viner, USR, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim. Și începe cu domnul Mușoiu. Domnul Mușoiu, cum vă explicați această creștere, această revenire a prețului? Nu știu, dacă e o creștere, poate o revenire, poate așa e normal să fie viața, cu combustibil foarte scump. Cum vă explicați această situație în care dăm să revenim, practic?
Eu n-am văzut scăderea, n-am simțit-o niciodată. Adică, eu n-am simțit-o niciodată, nu știu. Asta mă spune. Eu tot am văzut, în ciuda plafonării, în ciuda acelor 50 de bani care, vorba aia, cum a spus și președintele, îi dai, nu iei. Ei nu-i dai, mă scuze, ei nu-i dai 50 de bani. În ciuda acestor măsuri pe care executivul le-a luat, eu nu am văzut, că la pompă eu tot vedeam că nivelul crește și nu nivelul de benzină, nivelul costurilor, sau nivelul prețului, tot vedeam crescând. N-am, și evident, acest preț a carburantului, în primul rând, să ne simtem buzanul românului, chiar și acelui care nu are permis auto, pentru că se duce la piață. Și întotdeauna când crește prețul carburantului, cresc toate produsele. Aceasta este principala problemă. Da, cam asta e atmosfera. Domnul Viner, dumneavoastră aveți vreo explicație la dumneavoastră în legătură cu această creștere? Adică în momentul când mergeți să vă puneți benzină sau motorină, în funcție de caz, ce explicație benzina, vă dați văzând prețul? Vă rog. Benzină, că cumva respectă sănătatea celor din jur. E greu de explicat, pentru că e un sistem care funcționează și pe stocuri. Adică dacă astăzi, de exemplu, scade producția Arabia Saudită sau nu știu cine, mâine e puțin probabil să fie nevoie să crești prețurile. Există un traseu de câteva săptămâni, de câteva, probabil, până ajunge efectiv piață. E mai degrabă poate o reacție speculativă la ce se întâmplă în piață, nu neapărat dictată imediat de rațiuni economice. Nu-mi dau seama, dar ce lipsește din peisaj, ANPC-ul, Consiliul Concurenței, să meargă peste... Consiliul Concurenței m-ar interesa. Dumneavoastră aveți senzația că acest Consiliu al Concurenței are rostul lui? Adică vi s-a părut vreodată, doamne, acolo e Consiliul Concurenței care va interi. Vi s-a părut vreodată care are un rost? Politică. Vă rog. Doar de comunicare politică. Nu există niciun fel de a ne asigura că nu există mine în economie. Cam asta este rolul Consiliului Concurenței, pentru că anchetele durează ani de zile. Da. Care au spus, domnule, peste vreo 2 ani vom veni noi să vă spunem cum am fost cu când au uitat toată lumea, adică nu mai are nici relevanță economică. Și sunt instituții care sunt de guvernanță europeană, e adevărat, adică ele există pentru că așa funcționează statele Uniunii Europene, dar nu sunt eficiente, nu au... Deci ele sunt că trebuie să le avem, nu că au un rost în sine, pentru că nu-mi dau seama dacă s-ar desfința mâine Consiliul Concurenței, dacă ar exista un impact mare pe piață, nesupărat să zicem, domnule, era bine să existe domnul Chiritoi acolo la Consiliul Concurenței, că uite-te și tu ce se întâmplă acum. Adică n-aveam niciodată senzația că ne protejează de ceva omul acesta, de fiecare dată intră să ne spună că am făcut o anchetă și nu se confirmă, totul e în regulă. Tot timpul vine să liniștească, apropo de treaba asta cu panicatul. Da, eu nu știu cum țin în frâu tendința asta la cartelizare, care există. E naturală cumva într-o economie dereglementată. Dar ar fi rolul lor, dacă ar fi funcționale aceste instituții, sigur, ar trebui să mențină un echilibru. Domnul Mușoi, dumneavoastră, când vă uitați la acest Consiliu al Concurenței, în istorie vorbind, așa, iau oricât de departe. Vă aduceți aminte un moment în care s-a intervenit și a rezolvat ceva? Adică, vă aduceți aminte altă concluzie decât aceea că n-a descoperit nimic? Păi, ultima declarație legată de o descoperire, eu deci de la Consiliul Concurenței, îmi amintesc doar de peste câțiva ani, așa, în 2-3 ani o să anunțăm, că la impotrivă. Adică, și inclusiv la scadau cu băncii, deci cu băncile, cu creșterea aceea a ratelor românilor, creșterea robor, la care să, deci gradul în care se împrumută băncii între ele, domnul Chiritoiu ne tot promitea, așa, că e o anchetă în desfășurare și în 2 ani o să avem răspunsul. Eu mă tem că o să avem răspunsul când toți oamenii probabil că și-au încheiat ratele deja. Adică
Asta este problema cu fosilii. Și răspunsul va fi, domnule, am verificat, e în regulă. Deci asta va fi răspunsul. Adică și atunci răspunsul va fi de maniera aceasta. Domnule senator, acum că am discutat despre cât de mult ne costă să ajungem pe litoralul Mării Negre, să trecem în revistă și pericolele de acolo. S-a vorbit despre colii, s-a vorbit despre holeră, acum se vorbește despre o mină care a ajuns. Ce credibilitate mai au toți specialiștii în frunte cu fostul premier al României, actualmente președintele Senatului Nicu Ciucă, 4 stele de general, fost șef al armatei, când nouă nu ni s-a învederat niciodată acest scenariu sumbru? Niciodată nu ni s-a explicat că există riscul ca dai cu lopățica pe plajă și te lovești de mină. Nu, nu s-a spus despre așa, nu a vorbit nimeni. De fiecare dată când am deschis discuția, s-a făcut apel la calm și am fost rugați să nu agităm oamenii și mai ales spiritele. Da, este și percepția mea este că mai degrabă comunicarea din zona guvernamentală este una formală de a liniști, controlată, este dictată mai degrabă de rațiunea de a controla percepția publică decât de transparență și axată pe realitate. Și pe de altă parte, sigur, și încrederea în general în expertiză, datorită imposturii crunte care parazitează instituțiile din România, a scăzut foarte, foarte mult. Adică lumea nu mai crede. Nu mai crede când vine vreun reprezentant al unei instituții și ne comunică doct așa, de la înălțimea funcției, că domnule, lucrurile stau așa sau invers. Sunt două lucruri care concură, se conjugă chiar și ajung la acest lucru. Nimeni nu mai crede ce spun instituțiile, instituțiile comunică doar pentru a controla percepția publică, nu pentru a... Păi și din punctul dumneavoastră de vedere, e sigur litoralul Mării Negre? Dumneavoastră v-ați duce acum la plajă în Costinești? V-ați simți în siguranță? Am fost în vara asta pe litoral. Acum depinde, sigur, și de felul în care ai grijă tu. De ce, doamne, o să ai grijă? Că nu-i ca și cum ne putem dacă te ferești de mine... Ceva instrumente să putem să depistăm minele, Marine. Astăzi au murit 4 oameni acolo la... Asta e un sigur, subiect separat? Faptul că... Da, ține de comportamentul și al oamenilor. Păi acolo au încălcat niște norme. Deci românii au această capacitate și o să vă citesc dintr-un articol foarte bun publicat în urmă cu puțin timp de către cei de la G4 Media. Dați mari imagini acestea pe ecran. Sunt din Costinești, recent filmate, publicate de cei de la G4 Media aici pe un articol. Atmosfera în Costinești după explozia unei mine și după ce 3 oameni s-au unecat în Mamaia. Zice un salvamar, nu le e frică de nimic, nici de valuri, nici de bombe, n-au nicio treabă. Și un turist este citat cu această declarație. Ce mină, domnule, nu credem în d-astea. Mie mi se pare spectaculos, dați vă rog imagine în full, așa, mi se pare spectaculos această declarație pentru că ea certifică foarte mult gândirea, mentalul românului. Nu ne e frică, domnule, de așa ceva, nu există așa ceva. Deci, practic, a existat o mină, a explodat o mină la puțină distanță de locul acesta pe care vă rog să-l dați. Așa, a existat o mină explodândă. Și oamenii zic, domnule, nu credem așa ceva. De aceea stătea și în pandemie, mureau oamenii în jurul lor și nu știu, nu, domnule, ce virus, domnule, terminați cu prostiile astea, e o răceală. Deci e o situație în care pur și simplu nu... Domnul Mușoiu, minele astea de război, da? Că nu sunt mine de cărbune. Minele astea funcționează... Sunt din al doilea război mondial descoperite acum, adică sunt mine noi. Astea funcționează ca blestemele, domnule, nu se prind decât dacă și crezi în ele sau cum e? Ce prostie, ce replică e de asta de analfabet nefuncțional? Nu credem noi în mine. Crede mina în tine, domnul turist de pe Marea. Dați imaginile alea de jos, astea, pe tot ecranul așa, că poate îl vedem și pe ăla care nu crede în mine. Vă rog, domnul Mușa. Eu mi-am pus însă o mare întrebare încât de a început. Cum în apele teritoriale ale NATO, că nu am vorbit de apă, poate circule mine așa, fără că autoritățile să fie surprinse că a ajuns o mină aproape la mal, la Costinești. Eu pun întrebarea aici și despre autorități, despre forțe navale române, că totuși să ai mine care circulă așa în ape și tu să n-ai idee, m-a trezit cu o mină la mal, nu știu. Aici la fel se înșeze mari semne de întrebare. Iertați-mă.
Cât despre litoral românesc, păi el n-are nevoie de mine, că să știți că dacă m-am uitat pe stațiunea administrată de primăria Mangalia, mai parte dintre ele, că să știți că el arată oricum ca după bombardament. Adică, oricum, până acest stațiun pare că am fost bombardat, și el n-a fost bombardat. Păi simplu, e vorba de listă de investiții. E o mare problemă a litoralului românesc, nu avem o strategie. Nu, da, aici stai o secundă, că nu-i vorba, că văd că strategie este câtă vreme e plin litoralul, adică poate nici nu e nevoie de strategie, că văd că oamenii se duc acolo orice s-ar întâmpla, dar întrebarea mea e următoare, n-ar trebui să existe, nu știu, mă gândesc, niște plase, ceva, nu pentru mine, nu pentru mine, nu, pe, adică nu pentru mine, nu pentru tine, ci pentru alge, de exemplu, pentru că este îngrozitor din punctul ăsta de vedere litoralul românesc, adică ar folosi și pentru alge, nu doar pentru așa ceva. Mă gândesc în punctul nu, dacă pe litoralul românesc, deci alga a ajuns să facă parte din farmecul litoralul românesc. Dacă nu intri acolo, dacă nu simți niște alge pe tine, nu simți că ești în România. Ai impresia pe aia, o să zici că ești în Grecia, că ești în Croația, te treci la Adriatic, că nu... E o semnătură deci, locală aici, e, cumva, da, o certificare a faptului că ești în România. Practic, dacă lăsăm algerea asta să crească, o să putem să avem... Ai avea aspectul acela de delta Dunării pe tot litoralul românesc. Să vezi așa verde, frumos. Va îngrozitor. Nu s-ar mai regăsi oameni în situația asta, da. E o mirare și asta, adică până la urmă ar fi folosit, mă gândesc, acest gen de situație, ar fi folosit. Nu știu, mă gândesc că sunt metode, de ce nu li se întâmplă și altora și ni se întâmplă nouă? Păi da, domnul Buzeanu, s-a dus barca aia, ca altfel, cum vrei să-i numesc. S-a dus bărcuța aia să neutralizeze o mină și s-a lovit de ea. Anul trecut, în septembrie. Să vedem mâine cum se vor desfășura evenimentele. Da, vedem turiști loviți cu deschijeți. Dar aici nu avem nicio reglementare. Vedem cum schijetele ajung pe unde înoată lumea. Deci ziceți că nici n-avem nevoie de muniție de război. Noi putem să ne reducem populația și cu mijloace proprii. De exemplu, cu inconștiența românească, intră în mare, deși este steagul roșu, toți se cred Johnny Weissmuller, se cred, hai să dau din zilele noastre, David Popovici. Toți sunt niște David Popovici și ies din apă niște saci de plastic. După care ne întrebăm ce se întâmplă cu litoralul românesc. E populat și de stupizi. Iar stupiditatea de multe ori te costă viața. E incredibil așa nu, ceva. Nu, costă viața și pe alții pentru că îi pui în pericol și pe alții încercând să te salveze. Pui în pericol pe toată lumea. După care avem toți cărduții, toți băieții de bani gata și fetele asemenea, care nu știu să țină sub control dispozitivele astea de lux, un schijet, un nu știu ce, cu deltaplanul, cu OZN-ul, cu ce se dau ei acolo. Ce au văzut și ei că face mazăre, făcea mazăre acum 10 ani, fac și ei acum. Au ajuns să omoare oamenii acolo. Și mai avem pe de altă parte ineficiența linii noastre de apărare. A venit mina marină. O trimit rușii sau poate ucrainenii, dar se pun în conflictul lor și ajungem să fim noi atacați la Costinești. Nu spun Costinești oricum ar ataca după bombardament. Poate asta a fost și strategia. Lăsați niște mine, dăm vina pe război. Păi da, uitați cât de urât e litoralul român. Păi a ieșit un război la graniță. Război, ne-au bombardat, ne-au nenorocit. În altă ordine de idei. Domnule senator, s-a întors Darius Vâlcova, astăzi cum prezint eu, pare că îi era dor de sărmăluțele românești și a luat primul avion și a venit. Da, vă dați seama, l-au extirpat italienii din sânul comunității lor, ni l-au trimis acasă. Acum, doamna ministru a justiției, doamna Alina Gorghiu, întoarsă proaspăt de la Untold, ne-a vândut această returnare drept un mare succes al negocierilor româno-italiene. Vă dați seama... O fi noi proști, dar nu suntem chiar atât de proști. Nu are niciun fel de legătură nici cu negocierea, nici cu procedurile. Are legătură cu ceva ce îl vizează strict pe Vâlcov. Pentru că altfel am fi avut în țară și Mario Iorgulescu, am fi avut în țară Săvulescu, am fi avut în țară Alina Bica, am fi avut în țară Dragomir de la Serei, am fi avut în țară Arsene. N-am fi avut în țară doar, atenție, Vâlcov. Așa că vă întreb, domnule senator, ce credeți că stă de fapt în spatele acestei extrădări a lui Darius Vâlcov și doar a lui Darius Vâlcov? Pare ceva întâmplător. Nu cred că este rezultatul unei negocieri mai speciale decât în cazul lui Arsene sau în cazul lui Dragomir sau în alte cazuri. Degeaba doamna ministru încearcă să tragă un pic de spuză politică aici. Nu cred că are nicio legătură. Cred că lucrurile au fost formale, instituționale în toate cazurile. Aici, întâmplător, nu știu ce s-a întâmplat. O fi avut un avocat mai prost, nu o fi ajuns la termen, nu-mi dau seama.
dar nu cred că are legătură cu cum comunica doamna ministru, e primul din mandatul meu care s-a întors, lăsându-ne să credem că, sigur, vor urma în serie, pe bandă rulantă, va aduce pe toți fugarii înapoi. Nu, ține și de credibilitatea de aici statului român. Va fi de... cum să zic, o pandemie de întors și de... N-avem un să-i punem pe toți. Nu. Să intrați pe pagina domnului Gurghiu de Facebook, vă rog. Asta da, ne vă ascultăm. Să înțelegem, doamna ministru, dar nu va fi, evident. Asta e o întâmplare, nu știu de lesupturile, dar nu pare ceva care să fie, știu eu, consecința creșterii bruște a credibilității statului. Nu, unii vorbeau despre Darius Vâlcov în termen de șpagă insuficientă. Am auzit... N-a furat suficient că să-și permită să plătească. Nu, a furat suficient dacă ne luăm după judecător, dar n-a vrut să împartă suficient poate încât a furat. I-au luat mai deci unii spun că n-a dat destulă șpagă. Darius Vâlcov nu este aici la nivelul Sorin Oprescu și a celorlalți după care. Adică era un grup care nu se încadra la nivelul acela, adică... Deci, este ușa ce nivel. Dânsul se încadrează, e juca în altă ligă și l-au retrogradat. N-ai ce să cauți cu noi aici. Cu... Deci spuneți că Darius Vâlcov nu era suficient de greu cât să... Nu? Nu era ca și că a văzut asta. Deci era acolo, juca în Champions League și era în nivelul echipei noastre de fotbal, la Conference League, adică de Liga 3. Suntem nu, pe pagina doamnei Alina Gorghiu în Champions League și haideți să vedem acest comunicat pe care dânsa îl furnizează cu ocazia acestei reușite. Văd că e un comunicat video. E un comunicat video, mă. La acest moment, Darius Vâlcov este în custodia polițiștilor români. El a fost predat de autoritățile italiene. Justiția și-a făcut, Vezi mai mult. Dați-mi acolo, vezi mai mult, să vă ce zice femeia asta. Justiția și-a făcut datoria în această speță. Este vorba despre un efort al multor oameni din sistemul de justiție, care au lucrat cu mult profesionalism pentru un proces complex. Îi felicit pe toți, vă pup. Vezi mai puțin? Vezi mai puțin că am văzut prea mult. Deci, doamna Gorghiu, vă dați seama, platitudini, ce ar putea spune orice om trezit în somn. E un succes al profesioniștilor din justiție, îi felicit pe toți pentru profesionalism. Din Italia sau din România? Ca asta ne-a din justiția în Italia sau din România? De oriunde, dar dânsa, așteptăm din partea dânsii dacă cineva se uită și o cunoaște pe doamna Gorghiu. Întrebați-o, spuneți-i, poate dă un răspuns. Dacă ați văzut această femeie și la această întrebare. Cine are relații despre această doamnă? Care e diferența între două parteneri? Ultima dată a fost zărită la Untold, în niște botine argintii. Care e diferența între Arsene și Darius Vâlcov? De ce unul e aici și celălalt e acolo? Asta trebuie să explice doamna Gorghiu. Nu profesionalist cu tare, că în mod normal n-ar trebui să dai dovadă de cine știe ce profesionalist să rezolve o problemă care n-ar trebui să fie complicată. Să aduci un fugar în țară, dintr-o țară în cadrul Uniunii Europene. Adică n-ar trebui să fie mare lucru. Să aduci din Italia în România un care fugar. Care ai tratat de extradare tot ce trebuie. Nici nu se pune problema. Nu. Mă rog. Da. Domnul Mușeu, dumneavoastră spuneți că Darius Vâlcov era prea mic pentru un joc atât de mare. Asta e explicația. Da, păi încă ne uităm în ceilalți din Italia care sunt și care nu sunt extradați. Adică, e, poate dânsul și era, a venit acum rapid, n-a apucat să instaleze cum ăsta acolo, să-și iau proprietate. Și... Trebuia să aibă proprietatea așa. Deja, scuzați-mă. Când vezi că te-au trimis în judecată, te-a pus și cumperi. Că e în judecată de 10 ani. A stat până în ultimul moment și Darius, așa îi trebuie, dacă e de lăsător, procrastinare. Eu vor să noi la români. Dacă nu spui la punct bătrânețe, așa că stai și pune să stai. Îți iei sanie vara și așa? Bun. Deci asta a fost Laurențiu Mușeu, jurnalist România Liberă. Îi mulțumim pentru intervenție, pentru comentarii. Domnul senator Adrian Viner, Uniunea Salvați României, mulțumim de asemenea pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor noastre. Și vreau să le dau un moment pe care l-am văzut în urmă cu puțin timp la o altă televiziune unde de ce te-ai uitat la domnul s-a filmat, i-a zapez, domnule, în patima asta, cad în patima asta și la un moment dat i s-a dus Darius Vâlcov și ăștia, doamna de acolo zice, se auzea procesarul Ceaușescu, așa cum e normal. Băi, și până și pe televiziunea asta pe care o voi numi acum, până și pe Antena 3 a ajuns protestatarul Ceaușescu, celebrul protestatar Ceaușescu. Era doamna moderator acolo, l-ați auzit și pe și nu celebru, e celebru, mă? Și pe celebrul. Păi da, bă, până acum. Până acum îl puneau într-un coltișor așa, nici nu îl pomeneau, părea așa o situație ce trebuie mușamalizată. L-au descoperit și ei. L-au descoperit. Celebrul protestatar. Am înțeles. Bine mai târziu am decât înțeles. Niciodată, ca să încheiem această primă parte într-o notă perfect clișeică. Câteva momente de publicitate și revenim în direct.